Având în vedere că în ultima perioadă, la nivelul colectorului menajer de pe strada Zorelelor, s-au înregistrat mai multe avarii, s-a luat decizia reabilitării unui tronson de la nivelul acestuia, cu o vechime de peste 50 de ani. Astfel, până pe 23 decembrie, angajații Raja vor înlocui un segment de aproximativ 70 de metri din conducta cu diametrul de 250 de mm. În consecință, traficul auto de pe strada Zorelelor va fi restricționat pe zona delimitată de intersecțiile cu Bulevardul Mamaia și strada Unirii. În vederea realizării acestor lucrări, zona a fost împrejmuită și semnalizată corespunzător, iar pentru fluidizarea traficului au fost anunțate Poliția Municipiului Constanța și Poliția Locală. Având în vedere că prin zona afectată circulă mai multe linii CT bus, pentru a nu afecta transportul în comun, autobuzele se vor putea deplasa în continuare pe strada Zorelelor, pe un tronson marcat și delimitat cu semne rutiere corespunzătoare. Raja își cere scuze constanțenilor, dar și participanților la trafic pentru disconfortul creat. Echipele Raja vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor într-un timp cât mai scurt.